După șocul de ieri, când a fost înregistrat un antirecord de la începutul pandemiei cu 252 de cazuri, astăzi numărul celor infectați este relativ mai mic, 147 de persoane testate pozitiv la noul coronavirus, din cele peste 1000 de probe prelevate. Din păcate, tocmai 9 persoane în doar 24 de ore și-au pierdut viața. Datele au fost prezentate astăzi de către ministrul Viorica Dumbrăveanu după ședința Centrului Unic de Comandă. Lider la capitolul infectări și de această dată este Chișinăul, care a înregistrat cele mai multe cazuri. Două focare noi avem în țară. La Ceadărlunga, în spitalul raional, sunt 17 cazuri de infectare, în timp ce la Soroca, în centrul de plasament pentru oamenii cu dizabilități în localitatea Bădiceni, situația este gravă. La moment sunt declarate 65 de persoane infectate. Echipa centrului a fost consolidată și fortificată medical cu participarea celor de la asistență medicală primară și echipei de spital raional. Deci pacienții care întrunesc criteriile de spitalizare sunt referiți pentru spitalizare și ajutor specializat la Bălți, iar ceilalți sunt monitorizați în permanență. În contextul relaxării unor restricții începând cu 15 mai, ministrul Viorica Dumbrăveanu a venit cu un nou apel către oameni. Încă o dată facem apel către cetățenii Republicii Moldova de a se responsabiliza, de a respecta întocmai toate recomandările care vin din partea specialiștilor sistemului de sănătate, pentru că aceste recomandări sunt într-o interesul nostru și pentru a ne proteja sănătatea. Așadar, până la ziua de azi, în Moldova au fost confirmate 5.553 de cazuri de COVID-19 și, din păcate, 194 de decese. Alte 2.228 de persoane au fost tratate și externate, iar numărul cazurilor active se situează la 3.331 de persoane.